Bine, hotărârea Curții de Apel nu ne-a făcut, să spunem așa, să renunțăm la proiectul nostru extraordinar de încercare de a salva întreaga țară și am purces imediat, chiar a doua zi, la înființarea unui nou partid politic în România. Cu alte cuvinte, am strâns din nou semnături, ca și data trecută, când adunasem într-un timp record aproximativ 100.000 de semnături, din nou în aproape 24 de ore, mai precis de vineri dimineață, de când am primit. Judecătorul o ținea una și bună. Din aceste pledoarii al judecătorului nu l-au putut scoate decât adversarii noștri, care ne-au făcut, am zis noi la vremea respectivă, un mare serviciu. Adversarii au început să țipe la procuroarea din sală. Procuroarea mereu contesta aceste inițiative ale lor. Judecătorul a apucat să spună că cererile făcute de ei cu două săptămâni înainte se resping în totalitate și atunci a început în sală un veritabil protest al celor 7-8 adversari ai noștri. Un protest față de care procurarea a cerut intervenția forțelor de ordine din sală. Din acel moment lucrurile au evoluat pe o turnură tragicomică, în sensul că fiecare dintre intervenienții împotriva Partidului Poporului au luat cuvântul și au spus că procurarea este o nenorocită, că procurarea trebuie să fie schimbată, că judecătorul trebuie recuzat, ceea ce s-a și întâmplat, fiindcă e dreptul cetățenilor să recuze judecătorul. Dar lucrurile astea i-au iritat atât de tare pe judecător respectiv procurare, încât au început să fie amendați adversarii noștri. Unul dintre ei a primit chiar o amendă de 5 milioane de lei. El spunea acolo că în cazul ăsta nu o să mai aibă bani de tren, să plece cu trenul de acolo. Mulți colegi de-ai mei s-au oferit să-l ajute cu suma respectivă, suma trebuia plătită pe loc. În momentul recuzării judecătorul a spus bine, atunci suspendăm ședința pentru a vedea dacă există o altă instanță care să judece recuzarea. În cele din urmă s-a suspendat ședința, a venit o altă instanță care să analizeze cazul. Instanța aceasta a doua, când a venit să analizeze cazul, ne-a dat tot nouă dreptate, în sensul că a respins recuzarea. Iar au urmat proteste ale adversarilor noștri, iar amenzi, iar amenințări cu evacuarea.